Chiar merge banda. Uf. Aici la noi în Vague City. Și BMW City, nu fi nedrept. Da, și BMW City. Avem o atracție din asta incredibilă către automobiliști din întreaga țară care fac pe dracu în patru în perioada asta și vin la Craiova. Dar nu vin așa unul câte unul. Vin o întreagă familie. Pentru că astăzi, într-o premieră interjudețeană, avem pe platoul nostru pe Nașu și Nașu. Pe Finul. Așa, și Finul. Nașu are o Skoda Comic și Finul are o Skoda Scara. Titlurile lor corecte le știți voi. Dar hai spre Nașu. 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 De ce i-am zis Nașu? Pentru că, de exemplu, acest bandou care acoperă pragul seamănă cu cel prezent pe multe modele de Audi. Păi nu sunt din aceeași familie. Bă, da. Dar, de câțiva ani încoace, de când Skoda a intrat pe piața crossover-lor, SUV-ulețelor, toate modelele lor se numesc, mai bine zis, începe numele lor cu K și se termină cu Q. Camic. Este asta electrică de nu... AQ, nu știu cum. Dar avem Camic, Karoq. Aha, combinații. Și... mai e unul. Sunt foarte bine alese, dar adică încep... îți rămân în minte. Cred că și asta de exemplu, e Camic e o denumire a unui trip de inuiți care trăiesc în nordul Canadei, în Groenlanda, nu știu ce treabă au cu Cehia. Da, bă, s-ar traduce, ci că cam îți vine ca o mânușă. A, am înțeles. Bine, mânușile le portă eschimo și vin oricui. Eu sunt curios cum fac cu numele, cum le aleg. Adică, înainte aleg numele din, cu, având așa niște argumente fonice, sau caut o semnificație, dar mi se pare ciudat să... Eu cred că înainte îl aleg așa, bă, este auzibil. Păi exact, adică toate astea, Camic, Karoq, Kodiaq, au o sonoritate, da, așa e. Știi? Și cumva dă o identitate audio, să zicem, a modelului. Da, e ok, mie îmi place, îmi plac numele ăsta. Bine, însă Skoda, cum ne-a obișnuit, nu reușește să facă mașini frumoase. Uite, aici țin să te contrazic cel puțin aici, la Nașu. Mie de Nașu îmi place. Bă, și mie îmi place maxim și de Nașu și de Finul și le mulțumim că au bătut tot drumul ăsta cu două mașini pe benzină. Vino puțin. Acum, fără să fim răutăcios, spatele Mihai, fără să ne vorbim între noi, ce este? Uite, dar spate. De aici. De aici. Este doar spatele, Cosmic. Cu ce seamănă? Hai zic că... Păi vreau să spun că fața scalei seamănă cu opera unui plastician nereușit. Ajungem și acolo. Asta este cu spatele unui BMW de la X1 la X. Da. Care mai sunt. Iar fața e ca la... Ia uite-te la față. Nu seamănă cu conserva lui Popa. Da. Cu citroenuri și fața, cu... Da. Fața are inspirație, culmea. Fața are inspirație coreană. Așa este. Acum, cine de la care s-a inspirat? Da, exact. Nu mai știm. Poate da? Coreenii de la... Nu se știe. Hai puțin. Iar și la Finul. Deci, băi, arată ca un gândăcel, e drăguț, mie îmi place, e drăguță, arată ca un gândăcel din ăla care mănâncă, bă, este undeva într-o farfurie scăpat. Aici s-a întâmplat ceva, știi, deci, parcă e un colț așa rămas, nu știu, putea fi pus în altă parte sau putea fi pus aici. În... Da, e un exercițiu de design, Mihai, nu trebuie să fii înrăutăcioși acum. Să știe, da, bine, oricum, clientul de Skoda... ca și clientul de Volkswagen, nu o ia pentru frumusețe. O ia pentru ce o să vedeți că este la interior mai ales. Ergonomia cu care chiar excelează la modelul ăsta, Skoda zice că despre Camic, în spate e mai mult loc decât în Octavia. Chiar vreau să mă urc în ea să vedem dacă chiar așa e. E cu 4 cm mai înaltă decât scala. Împreună ele sunt cam aceeași mașină în platforma lor, Scala, de exemplu,
se vrea un produs între Fabia și Octavia, dar nu se vrea un produs de clasă compactă, cu toate că e cu un centimetru și un pic mai mare decât Golful. Se vrea un fel de mașină de clasă mică, mărită la maxim. La Skoda a avut tot timpul o problemă de la Skoda Octavia. Noi avem o problemă să le integrăm într-o categorie. Culmea, vezi, această scala, ea nu se face în mai multe variante, și într-un sedan, și într-un hatchback, și într-un break. Se face doar așa. Da. Hai să le ridicăm întâi capotele, pentru că vreau să ne uităm puțin sub ele. Amândouă același motor, acel celebru și nou 1.5. Pac, pac. 1.5 cu pistoane care se opresc în timpul mersului. Aoleu. Nu, Mihai, în partea cealaltă. 1.5. Acolo e? Da, chiar și pe asta, pe siguranțele de care închid capota, ciocuri, de asta scrie Made in Czechia. Hai să o deschidem și pe asta. Și pe asta scrie tot la din cei. Oricum, ambele modele sunt făcute în uzina mamă a grupului, la Mlada Bolestav. Și au costat asta vreo 20.000 de euro și asta vreo 16.000 de euro. De noi, mașinile sunt noi, nouțe, asta are vreo 2.000 de kilometri, asta nu m-am uitat cât, dar sunt 20-20 și noi. Bun. Ce e cel mai interesant? Ia uite-te aici. Ce i-a dus mintea? Într-un plastic da, moale. Da, ăștia de la Scuchia au niște chestii, într-adevăr. Adică ca să nu... Bine, practicalitatea lui nu prea există, adică cumva... Este o originalitate. E o originalitate. De exemplu, la vechile Land Rover-uri, această sit, acest filtru pentru lichidul de parbriz, putea fi folosit ca să filtreze apă în zone izolate, să bei apa din șanț. La fel. La fel, acel lucru. Nu știu cât de practic să nu stropești restul motorului, dar simpli clever al lor. Da, au vrut să fie mai așa. Mai fac, mai nu fac. Bun, motoarele, vi le-a explicat domnul Vlad, perfect. Da. Acum, dacă îmi cereți mie părerea, proprie și personală, mie, tehnologiile astea, care sunt capodopera unor ingineri geniali, Buda, ciclurile astea, Atkinson, de se opresc pistoanele, tehnologia care controlează valvele prin acei solenoizi, undeva contrazice principiile mecanicii care fac aceste motoare să funcționeze. Adică nu e ok să-i oprești pistoanele în timpul mersului, pentru că vei face niște dezechilibre. Însă Volkswagen și alți producători au reușit acest compromis. Problema este că ele sunt noi, ele sunt la prima generație. Nu au ajuns încă la un rulaj mare ca să le vedem ce se întâmplă când una din aceste componente electronice care controlează direct componentele mecanice vor ceda. Cum va funcționa? S-ar putea să treacă într-un ciclu ne-ok și să se agraveze, adică o defectare a unei componente electronice să defecteze grav componentele mecanice, dacă una din ele va ceda. Dar numai timpul ne poate demonstra chestia asta. Ce să zic, mie Volkswagen nu prea mi-a plăcut cu motoarele lor pe benzină niciodată, în afară de an câteva cazuri. Până la urmă, sub strângerea asta de mână și de mâini și de gât a normelor de mediu, trebuie să apelăm la astfel de tehnologii. În rest, pe aici totul pare la locul lui tot. Avem acea multinațională dezvoltată peste tot, cu cutii de filtru de aer făcute în Ungaria. Nu, ia să vedem dacă pe la noi e făcut ceva. Sigur e făcut, nu are cum. De. Pe farul ăsta nu mai scrie. Probabil că tot sunt în Cehia. Uite, bucățile de traguri din față scrie pe ele clar Cehia.
Să le punem capacele, capotele, trage ghinion, v-am zis, la gama asta să stai cu capota ridicată, mai ales duminica într-o parcare, atrage ghinion pentru posesorii de rable ale aceiași mărci, cum sunt eu, de exemplu. Trebuie să ne urcăm la interior. Cu care vrei, cu care vrei să începem? Hai să începem cu finul. Da, hai cu finul. În spate? Ok. Cam cât loc, eu le-am parcat aici, deci scaunul l-am umblat un pic pe la el. Bun. Bă, într-adevăr, ce e alu Skoda, e alu Skoda. La spațiu interior, la amenajarea lui se pricep, dar nu pot călători 5 oameni cu mașinile astea, oricât de mult ar crede lumea auto, nu? Da, stai puțin, Mihai, în nicio mașină, din punctul meu, sunt puține mașini în care, de fapt, ia să ne spună oamenii în comentarii. Mare, dar din astea, în mașini de clasă mică, compactă, e greu să călătorești 3 în spate. Bă, chiar și n-aia, am impresia, fără să fii văzut în spate, și n-aia, stai mai înghesuit. Tot vrei să găsești ceva din România, nu? Da, chiar vreau să găsesc, pentru că, știi tu, avem amândoi, de fapt, ambiția asta cu naționalismul ăsta. Cum ai zis, parcă că e mai mult România într-un BMW și într-un Volkswagen? Da, Mihai, așa este? Bă, Cosmine, cam așa este, să știi. Deci, se nu produce mai mult... Mă rog, haide că intrăm în alte discuții. Aoleu! Cât zisești că a costat asta? 16.000 de euro. Don't touch my key. Bun. Aici, ce să zic? E o ergonomie bună. Stai, am loc. Eu cu chilele mele multe și 5-10 de iarnă pe mine am loc. Însă pe aici regăsim butoanele altor generații de Volkswagen-uri. Regăsim plasticul Euro 6 omniprezent. Tot felul de chestii care vin. Asta este o șmecherie de fabrică care o poți folosi ori. E o chestie scoasă care o cumperi și o poți să o așezi pe aici prin ce locuri vrei, ca să câștigi un spațiu pentru cheie, pentru telefon, pentru bla bla. Dar ia fi atent. S-a făcut lumină. 7.100 de kilometri. Chestia asta funcționează perfect și așa mai departe, Apple CarPlay, bla bla bla, Android Auto. Dar, de exemplu, acest modul de climatizare. Mașină de clasă mică, climatizare, stânga-dreapta. Ventilație, alt buton. Ca să accesăm ventilația, trebuie să apeși pe acest meniu și brusc te-a băgat aici. Iar aici, ca să umbli la ventilație, trebuie să faci așa. Puteau să pună încă un de-asta mic la mijloc undeva sau să fie cu reglarea temperaturii pe o singură zonă, că oricum într-o mașină... Chiar și să Mihai, dar sunt mai scurt. Într-o mașină din asta de clasă mică, nu are rost să ai două feluri de temperaturi, pentru că nu vei avea tu două temperaturi foarte diferite, dreapta cu stânga. Ci totul accesabil din acest meniu. Simplitatea asta a lui Skoda în funcționalitate se pierde undeva aici la interior. Mă rog, e o chestiune de gust până la urmă. Dacă vei opta să umbli într-un meniu din ăsta mega complex care ți-a timp să te familiarizezi cu el sau vei prefera niște butoane simple. Nu știu ce am varianta de bază cu aer condiționat, ce are exact aici. Problema e că am văzut din ce în ce la mai multe mașini până în 20.000 chestia asta și ții minte că a făcut Vlad. Da. Deci aici pun un carton, nu mai este burete, nu mai este și din păcate probabil în câțiva ani toți vor face asta. Și plafonul se mișcă puțin așa vag. Păi este că e cartonul ăla, nici nu știm exact. Uite când o... Mă rog, poate prindem și vedem exact ce are acolo. Până la urmă, știi, e o mașină practică.
cu toate că cu ceva dotări pe ea, cu niște faruri din astea mai sofisticate, cu motorul ăsta care e cel mai puternic din ofertă, urcă prețul ei. Eu aș lua o mașină de genul ăsta cu dotările de bază și nu cu motorizarea asta complexă. Aș lua-o cu, cred că are 1.0-115 cai, cea mai simplă. Pentru că, până la urmă, îmi doresc o mașină nouă, practică. Nu are rost să accesorizez și să plătesc bani mulți pe o mașină nouă, care, dar o mașină nouă dintr-un produs simplu, cumva. Ce să zic, îmi place așa la prima vedere, dar se vede că au lucrat un pic să mai înfrumusețeze cenușiul ăsta teutonic al lor, dar nu le iese, e departe de Citroenurile care le-am filmat. Eu nici nu cred că vor. Da, și uite, de exemplu, ea filmează această broască la ușă. Deci că e un mâner de poartă. Chiar adică... Mă înțelegi? Exact ce spui tu, cred că nu vor, cred că vor să meargă pe conservatorismul lor. Pe think small, Mihai, pe fixă chestia aia. Da. Hai să dăm câte o tură scurtă, că trebuie să mergem și cu asta și cu cealaltă, să nu facem un episod super mega lung. Păi, nu, sau cum facem? Hai să mergem și cu asta și cu cealaltă, că sunt curios. Păi, acolo nu facem interiorul și pe urmă să... Păi, ba, cum vrei să-l facem? Hai să facem tot acum interiorul. Da, hai să facem și plecăm, urmă... și plecăm cu aia și exact. Plecăm și cu asta. Da. În cazul nașului... Nașul are mai mulți bani. Hai tot în spate, să da. Începem așa. Hai să deschidem niște ca să avem mai multă lumină. Da. E altceva aici. Se schimbă treaba. Aici avem altă tapiserie, alt textil. Vezi care... că da. Știu să facă, dar... Dar observi ceva? Nu ți se pare că l-ai mai întâlnit și la alți producători? Bă, stai așa. Bă, nu, să știi, uite, combinația asta eu n-am mai văzut-o. Da, eu am mai văzut-o. Mi se pare că am văzut-o la unele din mașinile filmate de curând. Că vreau să te întreb. Păi poate tot din grup. Vezi? Nu. Cred că am văzut la Honda. Tot ceva de genul. Dar poate aceea și... Știi ce sunt curios cu textura asta? Ce? Pentru că n-am mai... Asta e un produs nou pe piața auto. Ai văzut că nu sunt mașini vechi cu modul. Da, păi nu sunt. Cum se va prezenta peste 4-5 ani? La murdărie, la cură... Și la... cum se va prezenta în urma curățatului neprofesional. Știi? Vedem atunci. Dacă se va scămoșa, dacă nu. Nu e mai mult spațiu în aia decât în Octavia în spate. Deci cine v-a spus chestia asta e un... Adică Skoda, e fals, nu. Plus că scaunul vine peste picioare, aici jos, și nu stau foarte comod, adică va trebui șoferul să conducă cu el puțin ridicat, ca cineva cu labele mele mari să stea în largul lui în ea. De asta, de exemplu, centurile sunt făcute în Polonia, tot de TRV. Același plastic Euro 6 și buzunarele de la uși necapitonate. Dar, din nou, pentru o mașină nouă... Câți bani ai zis asta? 20.000. O mașină nouă cu ceva dotări, cu motorul de generație, de ultimă generație și cu motor sofisticat, face. Uite, se cunoaște mașina nouă, că atunci când avem, știm toți, avem așa o grijă exagerată, un timp. Bă, nu mi se pare foarte mare. Dar orice naș care se respectă, trebuie să ducă cu el o lopată de metal. Așa este. A, uite că se face și mai mare, da. Asta nu știam. Pă, ce avem pe aici? Da. De fapt, portbagajul este foarte ok compartimentat, da. Acum văd. Bine, pentru dimensiunile unei mașini ca asta, ca să ai spațiu în spate, nu poți avea și spațiu în spate și un portbagaj uriaș raportat la clasa din care face mașina. E un portbagaj decent. Trebuie să le spunem că mai este una, nu știu dacă chiar aceeași motorizare, e deja filmată de Vlad. Deci dacă vă place stilul lui Vlad sau cum prezintă Vlad, o vedeți acolo. Aici o prezentăm din punctul nostru de vedere. Telescoapele sunt făcute în Germania. Încă o dată, chiar apropo, bine că ai zis, nu ne mai comparați, nu ne mai puneți în balanță. Noi suntem o echipă. Da. Eu niciodată nu o să vă spun ce vă va spune Vlad, Vlad nu vă va spune ce vă voi spune eu. Pentru că nu suntem la meteo ca să prezentăm un text scris. Noi prezentăm lucrurile așa cum le vedem noi, cum le percepem și cum și vi le expunem prin propria experiență. De exemplu, cum ar fi ca eu și cu Cosmin să stăm în picioare o oră aici și să luăm o mașină oricare pe detaliu, pe a... v-ați plictisi. Vlad face lucrul ăsta pentru că el simte nevoia în
El este de fapt. Nu contează ce mașină vă prezintă. El vă prezintă pe el. Are felul lui de a spune lucruri. Acele lucruri. Domnul Cosmin, cred că trebuie să te urci în spate. Ok. Chiar mi-era dor de vechea cheie sau noua cheie a grupului Volkswagen. Da. Nu mai mi-e dor, pentru că aici avem buton de pornire și o cheie care nu o poți introduce nici măcar pentru a închide torpedoul. Acum un cârcătaș ca mine ar spune că cheile astea au rămas de pe la alte modele și Volkswagen a zis, bă, puneți-le la aia acolo, băi. Păi pusărăm șeful buton de start, dați-le și cheile. Păi și unde băgăm cheile? În buzunar, unde să le băgăm? Mă rog, dar cred că are și keyless, mai mult ca sigur. Sistemul ăsta al lui Volkswagen, care se numește Casey, care a apărut, cred că pe bătrânul Phaeton și pe bătrânul Touareg prima dată, pe modelele astea noi de Skoda are o șmecherie, ca să se protejeze de un eventual bruiaj, de un eventual furt al tehnologiei astea wireless. Cheia se deconectează la 15 minute dacă n-a fost mișcată de pe loc. În momentul în care miști cheia, sistemul se reactivează. Cred că să mă dau mai în față puțin. Bun. Consultați pe aici, nu consultăm nimic. Ia să vedem dacă eu reușesc să-i resetez bord computerul. Îmi place, uite, la volan aici, cum au... Da. Adică e altceva față de... Distanță parcursă, climatizare... autonomie, consum mediu. Asta trebuie resetat. Pac. Da, nu e relevant, că noi mergem puțin, puțin. Da, uite așa. Așa, de curiozitate, pentru propriile mele. Bun. Frână de mână clasică. Asta e că aici avem suspensie cu modul normal, sport și individual. O lăsăm pe normal. Cameră cu vederea. Da, foarte bună camera. Da, dar nu e cu vederea păsăricii, e cu multe reglaje. Și pe culori, și pe... Meniu! Smart Link, autovehicul, climatizare... Faci singur, nu faci. Mai doar așa. Setup legal. Pa. Uite, de exemplu, am văzut o chestie la ele. Dacă o să poți tu să filmezi în gaura asta de pus băuturi. Vezi, are niște pinci care sunt inversul sticlei, inversul fundului de sticlă. De ce? Pui sticla aici și ca să o poți desface în timp ce conduci. Ca să nu se învârte, vezi, ea nu se învârte acum. Foarte interesant. Bun. Skoda. Da, să ne întoarcem, că sunt curios și eu de acest motor care, vă mai spun un secret, un prieten de-al meu are motorul ăsta, cred că l-ați văzut filmat pe un Passat, pe primul Passat B8, cu mult timp în urmă de noi. L-am sunat zilele astea știind că vin băieții de la București cu mașini astea, să-l întreb cum mi se prezintă mașina după aproape 2 ani de când o are. Și mi-a zis că e foarte mulțumit de ea, dar că s-ar fi lovit de acea problemă care a avut-o prima generație a acestui lot, acel bunny hop, cum ar zice englezii. Adică motorul ăsta are un fel de galopare la prima plecare de pe loc, mai ales când e rece. Mă rog, bunny hop, adică e pură lăsare. Adică, practic, faci un fel de, nu știu să descriu prea bine în cuvinte, dar ar fi fost rezolvată printr-un update de software. Așa, 150 de cai pe o caroserie din asta mică, mișcă bine mașina. Bine, aici avem nevoie de amfibii în anumite situații. La Craiova plouă puțin. Da, chiar puțin, adică... Bă, mai ploua puțin, mai mult ajungea și dau oameni în curte, dar nu. Avem ștergătoare automat, toate dotările. Pentru ce oamenii e potrivită mașina asta mică? Bă, Cosmin, genul ăsta de mașini, aceste mini crossovere ușor înălțate, sunt potrivite pentru oamenii care locuiesc în orașele mari sau în apropierea orașelor mari, zone din astea metropolitane. Pentru că, într-adevăr, ea, de exemplu, ea este puțin mai înaltă de la sol, dar nu dispune nicio echipare de tracțiune 4x4, ci doar de un diferențial electronic care te-ar ajuta, să zicem, în anumite situații. Dar nu putem forța mașina în viraje ca să ajungem să vedem dacă chiar cu roțile virate, o tracțiune față, acest diferențial va face diferența.
e multă tehnologie, de exemplu, șasiul mașinii astea e făcut 80% din oțel de înaltă calitate, tocmai ca să fie foarte rezistent la un impact și să protejeze foarte bine pasagerii. Toate tehnologiile de la Volkswagen sunt puse pe ele, ține banda, frânează singură, chestiile astea care pe mine nu mă interesează și nu mă pasionează, dar ele sunt, evident, contra cost sau cu mai noroc, să prinzi o ofertă bună. Mai are un sistem care, în caz de accident, mașina va rămâne înfrânată cumva, adică sistemul, pompa de frânare va frâna roțile și vor rămâne blocate efectiv ca mașina să nu se deplaseze în urma impactului aiurea, să alunece în lateral sau să plece în față, în spate, presupunând că șoferul și-a pierdut cunoștința din accident. Tehnologie de 2020. Așa, ce să zic, îmi place cum merge, cât am mers până aici, un kilometru. Din nou, se pretează ca a doua mașină, să zic, într-o familie, mai mult pentru nașa, să ducă copiii, să-și facă treburile, să meargă la jobul ei, cu toate că poți să călătorești cu ea, e ceva spațiu, dar nu poți călători 4 adulți, poți călători 2 adulți și 2 copii, dar nu cu multe bagaje. Dar tot ce am documentat eu pentru ea este, și ce mi-au spus și prietenul meu care are și restul internetului pe care l-am consultat, este că mașina stă foarte bine pe partea asta de consum. Chiar în oraș nu urcă un consumul peste 10%. Ceea ce la o mașină pe benzină cu 150 de cai putere este ok. Și tot așa mulți se vaită și se plâng de aceste motoare că nu prea ar avea frână de motor. Ce să zic? Nu exagerează, văd, pe partea asta, dar am văzut și mai rău. Bine, nu prea sunt eu mare fan al mașinilor pe benzină moderne, mai ales din astea cu downsizing și cu pistoane care se opresc, dar sunt un produs al pieței auto. Trebuie să-l acceptăm așa cum este, nu noi facem regulile după care ne sunt livrate mașinile. Și probabil ca să beneficiez de întreaga putere, mașina trebuie dusă în ture sus peste 3000. Și anvelopele de iarnă, oricum suntem aproape la jumătatea lui decembrie, ceea ce e normal să avem. Nu se aude, nu e zgomotoasă. Nu se aud zgomote de rulare. Bine, ca să auzim zgomote de vânt, ar trebui să mergem puțin mai tare. Ia uite, regim 2 cilindri, vezi? Acum scrie aici în bord că 2 cilindri sunt opriți și merge doar cu 2. Acum a dispărut, probabil că eu am început să accelerez. Da, în momentul în care iau piciorul de pe accelerație, da, doi cilindri sunt opriți, ea merge în doi și automat de asta apare acest sentiment că nu ai o frână de motor, pentru că doi cilindri merg în gol, practic. Da. Nu, îmi place, nu, ce să zic. Îmi place per totalul, chiar și motorul ăsta, așa, cu tehnologia asta nouă și ciudată, o face o mașină plăcută la prima, bine, în primul rând este o mașină nouă. O mașină care cred eu că genul ăsta de mașină ar trebui să aibă orice cetățean european, măcar una, știi? Ca mașină de zi cu zi, ca mașină să-ți faci treburile, dar din nou, cei 20.000 de euro care îi dai pe ea, sau să zicem că o iei cu 16-17, cu mai puține dotări, totuși o sumă măricică pentru câștigurile românilor, că noi v-am mai spus și lucruri din astea. Hai să ne întoarcem oricum, să mergem și cu cealaltă, puțin cu cealaltă mergem spre oraș. Mihai, tu te simți ok în spate? Da, e foarte ok. Bine, să știi că între 20.000 cât este asta și 16.000 cât este mașina finului, aș alege-o pe asta, aș mai face un efort. Da. În prezent, într-adevăr, la 20.000 de euro, îți poți cumpăra o mașină decentă.
adică o mașină cu tehnologia din prezent, cu dotările astea de siguranță, de confort. Bine, trebuie spus că la 14.000, să zicem, tot din aceeași categorie, este și un Stepway full. De ce râzi, Mihai? Ce să zic, Cosmin? Este, probabil este, că este. Asta zic. Adică noi l-am văzut, ni l-a arătat un prieten cu ochelari și o să vedeți când le găsim și noi. Noi nu vrem mașini de la dealer, mașini noi, marca. Noi vrem mașini ale unui cetățean care și-a cumpărat-o, care a mers cu ea cât a mers el în 2, 3, 4 luni și zice, bă, luați-o și faceți ce vreți. Mihai, ne-am fi dorit și de la dealer, dar dacă nu ne dau ce scrie. Nu le-ați scris voi ce trebuie în mail. Da, o să mă ofer eu să fac un mail către Dacia România. Eu sunt convins că dacă faci un mail, sigur nu mai pupăm niciodată. Bun, vedem atunci. Dar asta vreau să zic, că sunt și alternative, dar mie îmi place mașina asta. Bă, știi, asta zic, adică cei care au fabricat-o, automat, pe lângă acei ingineri, fii sigur că și grupul Volkswagen Skoda are niște super contabili care știu tot ce trebuie tăiat și de unde trebuie tăiat și cât trebuie pus. Eu gândesc pentru un cetățean european. Adică la câștigurile unui european nu este un efort să-ți cumperi o mașină din asta într-un sistem de rate, de leasing și așa mai departe. Pentru un român care câștigă cât câștigă românii, este. Și de asta cumva românul ce zice? Dom'le, nu pot să dau 20.000 de euro pe o Skoda mică, nouă, când pot să-mi cumpăr second hand, un produs premium. Aici este problema noastră. Da. Europeanul poate să-și cumpere câte produse premium vrea, cu o rată mai mare. Însă, s-ar putea ca în locul unde trăiește el să fie taxat mai mult pentru că și-a cumpărat un produs de lux. Serviciul pentru acel produs de lux să fie uriaș. Orice serviciu. Și să nu-i mai convină acele lucruri. Și să zică, domnule, îmi cumpăr Dacia Stepway nouă și timp de 3 ani trag pe ea și după care o arunc. Pentru că din salariul meu de 2000 și ceva de euro, plus al soției de 2000 și ceva de euro, cu 5000 de euro o cumpăr din 3 salarii. Din 3 intrări în casa ale salariilor, cum ar veni. Ceea ce e, spuneți-mi câți români poate să facă chestia asta cu o mașină nouă. Dar noi încă suntem la sfârșitul epocii de piatră, spre bronz. Și, Mihai, nu trebuie să dăm vina pe sărăcie, că nu suntem chiar săracii europei. Adică eu cred că este altceva. Slaba, nici nu știu cum să zic, faptul că am trăit în întuneric. Exact, nu avem o pregătire, o cultură, exact, a banilor. Noi nu avem o cultură nici a financiară, dar nici automobilistică. Da, asta ne-am convins de mult. La noi mașinile au început să fie mai diversificate din anii 2000, după anii 2000. Prin 2008-2010, cred că atunci au început să dispară dacii de pe daciile alea vechi. Dacă vrei să filmezi puțin pe aici, da. Și să-i rog pe urmăritorii noștri să ne spună în care din episoadele filmate de noi astă vară pe aici, drumul arăta în aceeași stare. Și să felicităm pe această cale pe administratorul și pe constructorul care reabilitează acest drum, că timp de 3-4 luni l-a lăsat așa. Păi nu, că au fost alegerile. Păi da, oamenii din localitate ăștia să le simtă. Da, trebuia să uite-te vadă că s-a început. Băi, nu se poate, uite-te și tu. Da, și acum, uite, de 3 luni. Deci asta este una din ieșirile din Craiova. Mai votați. Dar stai mă puțin, că tot pe ei au votat. De ce ne voicărim noi aici? Da. Băi, ne voicărim mai ori așa. Hai să continuăm cu mașina. Domnilor, o meritați, ca să zic așa. Da, ca să faci drumuri, poduri și chestii, nu trebuie să fii dintr-o clasă politică. Trebuie să fii doar un administrator și un bun vizionar cumva și un bun constructor. Păi înseamnă că este și bun vizionar și bun administrator de a fost ales tot ăla, nu? Da. Despre ce vorbim? Oamenii au tot timpul dreptate, așa că de-aia ne și ocupăm de mașini. Că aici noi avem cu dreptate. Cu cealaltă nu mai mergem pe aici, mergem prin oraș, mai bine mergeam și cu asta tot prin oraș. Exact, da. Ia uite-l pe ăsta cu suspensie sport, ăsta ar trebui să-l filmăm când se întoarce. Pe aici. Cum se descurcă cu ea? Încă o dată, știi ce am văzut? Din oamenii care ne vizitează și care ne scriu și din ce filmează Vlad la București, observ ce diferență, e clară, e diferență uriașă este asta, între asta lumea noastră, exact, de aici, din Oltenia,
și în lumea din restul țării. Or fi și prin Moldova, nu zic că n-am fost, să... dar sunt mari diferențe între diferite zone ale țării. Asta este. Și se accentuează cumva cu fiecare an care trece. Diferențe culturale, ceea ce e mai grav decât ar fi diferențele financiare. Că astea, să zicem, că mai le poți recupera. Da. Restul e mai greu. N-ai cum, într-un oraș în care vezi BMW-uri... Ultimile modele, ultimile generații. Sau de... penultimile. Nu, ultimile. E complicat. Bă, ca Olteanu nu-i niciunul, mă. Da, dar eu n-am zice-o admirativ așa. Păi nu e nimic admirativ. Oho, ce frâme bună. Bună, mă, mașina e bună, n-ai ce ține. Deci, apropo, oamenii au venit din București, dacă n-ați văzut materialul de la început. Nu ne-a dat o Skoda, nu ne-a dat-o nimeni. O lăudăm pentru că așa simțim, conducându-o, na, stând în ea. Și merge și cu afinul lui, cu afinul lui mediu prin oraș. Să vedem dacă ne încântă și aia. Trebuie să le trag la fel pentru poza de final. Nu? Da, hai că întrerup aici. Păi ne vedem în scară. Gata, domnul Mihai. Da, domnul Cosmin, să resetăm computerul și la... Bă, consum 2,4? 2,3? Cum? Nu. Teste. Asta e instantaneu. Da. Și generalul. Distanță parcursă. Avertizare. Temperatură ulei. Consum pe oră. Autonomie. E? Ce se aude? Păi ce se aude? Atenție, motorul funcționează pe maximă. Tot timpul meu. N-am înțeles de ce scrie. Probabil că sunt cazuri când nu mai funcționează. Bă, Mihai, e ceva ce n-ar trebui să audă. Bă, este, într-adevăr, ia. Nu așa se aude, că e un motor în 3 pistoare. Bate ceva. Bate caroseria. Mă rog, hai să vedem. Pac. Bun. Cred că sunt curios cum se resetează. Deci, date de plasare, autovehicul, aici trebuie să-mi pac. Autonomie, consum pe oră, temperatură ulei, avertizare, kilometri, distanță și autonomie. Bă, nu ai, mergi, ce Skoda ești tu? Hai să ne primăm, ne uităm la sfârșit, sau cât să ne uităm în cealaltă, neapărat. Bun, pam. Grafica asta e foarte tare. O, să nu plecăm în cealaltă, că poate facem 1 milion de vizualizări. Bă, știi ce e curios? Vezi produsele astea teutone, cum sunt Skoda. Nu meniu. Nu au experiență, adică dacă ne întoarcem la lumea asta germană, Blaupunkt, Grunding, Telefunken, sunt mărci moarte. Da. Nu mai există. Sau poate există doar în undeva pe acolo. Însă, mașinile germane și astea care tot germane sunt, stau foarte bine pe partea asta de display-uri. Și culmea, japonezii... Exact! Japonezii, mama lui Sony, tata lui Sony și așa mai departe, au niște ecrane de tăia capul la ele. E de neînțeles. Nu mai vorbim de astea coreene, care Samsung și LG sunt... E, mașina finului se vede că e mai joasă. Și mai... Puțin mai puturoasă, așa mai... Dar... Așa, la prima vedere, e un pic mai zgomotoasă. Ai altă percepere a zgomotului interior. Ce facem cu produsul din față? Băi, ne urmărește cineva? Băi, deci nu se poate așa ceva de aici. E incredibil. Incredibil. Oh. Fiecare cu rablele lui. Se vede că e o idee mai low. Prețul ei e mai dar... Așa? Asta vreau să zic. Aceeași funcționalitate o găsești în ea. Este, dacă faci efortul și ajungi la 16.000, da. Din punctul meu de vedere, mai fai... Și ți-e mai utilă cealaltă, mai înaltă, pentru România, pentru condițiile noastre de pe aici. Plus că, Mihai,
valoarea percepută în interior e total diferită. Da. Adică se simt ăia 4.000, nu e doar... Știu, adică într-adevăr, ai văzut materialele sau idee altfel, dar bine, scaunele sunt cam la fel. Nu, nu sunt, să știi, este, e buretele ăsta care, mă rog, mie îmi plăcut mult aia, poate acum sub efectul ăla, dar... Dar trebuie să mai bești o bere înainte să vii la film. Da, sau dacă mergeam cu asta înainte, poate, dar nu, e clar, se vede, cu ochiul liber, diferența. Da, oricum e același motor și la asta văd că scrie aceeași chestie. Când merge în doi cilindri, scrie în bord când... Dar oricum trecerea e insesizabilă, da. Uite, n-ai frâna de motor când e în modul de doi cilindri. Nu, adică o ai mai... Dar deja când eu am apăsat pe ambreiaj, tot rămâne în doi cilindri. Da, uite, asta e un minus, să zicem, că nu ai frâna de motor. Nu ai ca la una aspirată, normală, cu patru care merge, dar... Totuși, raportul 150 de cai la consumul ăsta mă face să renunț la frâna de motor. Și câți exact. Oamenii o resimt? Adică, câți oameni folosesc frâna de motor? Mai bine zis, oamenii din țările unde sunt făcute mașinile ăștia nu prea folosesc frâna de motor, că nu au drumuri unde să ai nevoie de frâne de motor și așa mai departe. Da? Oricum, pentru o țară din blocul, din fostul bloc estic, să ai evoluția asta pe industria auto în acești 30 de ani, să ai ajuns, să ai atâtea modele, atât de vastă producția, e ceva. Iar acum am citit un articol prin presa asta care spunea că Volkswagen intenționează să dezvolte mai mult Seat, pentru că cumva Seat a rămas în urmă față de Skoda și de Volkswagen. Adică Spania, care totuși o fostă putere mondială, să ridice și industria auto din Spania la nivelul grupului. Ceea ce mai pe din România nu ridică. Cu toate că jumate din ele sunt făcute pe la noi, că dacă o iei pe bucăți, găsești multe made în România. Hai. Ele sunt cam făcute pe aici. Of. Dar ce crezi, Mihai, că uite, așa facem un exercițiu de imaginație. Ce crezi că s-ar fi întâmplat dacă ar fi cumpărat Volkswagen, Dacia și nu Renault? Cum ar fi arătat? Cum crezi? Ar fi mers pe aceeași mașină ieftină? Știi că noi am mai avut discuția asta cu acea, în momentul a fost oferit, s-au ofertat și Ford și da. Volkswagen Park. Nu știu de ce, nu putem, adică uite-te la noi, la Craiova, da? S-a făcut un All-Seat, s-a făcut un produs al unui corean, acel de uși, acum se face Ford. N-a fost, da. Fordul Puma, care l-am văzut, și e părerea mea și cred că este și a ta, este la nivelul Fordului Fiesta. A spus, da. La echipare, la cum e făcută. E bine făcută. Mie mi s-a părut mai bine făcută decât Ford, modelele de Ford făcute în Spania. Da. Păi ce vorbim? Că până la urmă, nu cred că contează brandul care fabrică, ci... Cât de multă atenție, în primul rând, în pregătirea oamenilor și în controlul calității. Culmea, Dacia este o fabrică cu o foarte mare vechime. E ca printre fabricile vechi din Europa, în aceeași locație vorbim, la Mioveni. Adică, cred că acolo sunt și niște oameni cu experiență, că au făcut Dacia, că au făcut Loganuri, că totuși au experiență. Probabil că sunt oameni care au 30 de ani vechime în fabrică. Nu se vede cumva în produsele lor experiența asta de a face mașini. Pentru că nu se poate ca tu să faci mașini de 30 de ani și să le faci cu ușile care se bată în caroserie. Nu se poate, e ilogic. Nu decid ei, nu decid specialiștii, Mihai, din... Mă rog, nu știu ce să... Cine decide, dar asta totuși... E, cineva... Și asta ca să mai explicăm niște lucruri. Subiectele ni le alegem noi, după cum vedeți, sunt spontane. Dacă dorim să vorbim despre Dacia într-o Skoda Scala, vorbim despre Dacia într-o Skoda Scala. Dacă cineva e nervos, noi nu avem un scenariu, exact. Nu citim texte, nu... Nu, astea sunt, astea vorbim despre Dacia, de ce? Uite că așa vrem. Apropo, de exemplu, Skoda asta, Scala, este prima Skoda care are 4G integrat în ea. Adică ești online tot timpul ca așa vreo fabrică. Bine, probabil contra costul unei cartele. Da,
Știi de ce mi-a adus aminte? De la podcastul ăla cu Dacia. Bă, și sunt tot felul mai de facem, oameni. Mai facem, da, mă enervează întrebările. Bă, cine sunteți, mă, voi să discutați voi? Păi să ne mai spunem încă o dată. Suntem unii la care voi vă uitați. Tu ești un om care te urci zilnic în trei mașini de câțiva ani, iar eu sunt un om care de-a lungul vieții am deținut 20 și ceva de mașini personale și am mai cumpărat vreo 100 și ceva pentru alții. Simplu. Da. Adică cumva avem o oarecare experiență. Iar eu mă urc de 12 ani în mașini pentru că lucrez cu ele. Zi de zi. Asta e meseria mea în ultimii 12 ani. Mă rog, au fost mai multe meserii, dar... Aici ți arată consum. Ia uite, de la alimentare, de la pornire, termen lung, bun, de la pornire, 5,8. Termen lung, 6,9, de la alimentare, 5,2. Da, da, nu. Bă, Volkswagen tot timpul a avut consumuri bune, bine, că nu le-a bătrășit. Bă, apropo și de chestia aia cu emisiile. Știi ce sunt eu curios? Bă, de ce n-a făcut nimeni testele alea și la ceilalți producători? Băi, de frică. Păi asta spun. Pentru că tu, ca utilizator de zi cu zi, niciodată nu vei scoate consumul care ți-l dă fabrica în carte. Asta înseamnă că cineva minte în această ecuație, nu? Da, Mihai, toți au avut... De fapt, a fost și demonstrată treaba, nu ca o zicem noi. Căutați pe Google și o să vedeți. Ia. Avem o sticlă în ușa aia. Da, nu, sunt niște lucruri prin portbagaj care se aud că dar... Asta e cea încărcată inițial, că asta nu i-am arătat portbagajul. Ce să zic? Da, într-adevăr, totuși o mașină care este nouă. Mie în scaunul șoferului simt puține vibrații, dar ce să zic? Până la urmă e totuși o mașină de clasă mică. Chit că ea e... Totuși... Chit că ea se vrea mai mare, dar apropo, adică, de exemplu, suspensia de pe ea, tipul de suspensie care l-are ea este același de la Golful 3. Adică nu are o soluție modernă, o suspensie cu mai foarte complicată, are aceea McPherson pe față și o punte simplă pe spate. Nu poți să ai un... Nu este Honda aia. Nu este Honda, nu care... este... Nu, că și Honda Jazz-ul tot așa, tot ceva de genul ăsta. Și bun, și aia de ce... Nu știu, uite, poate vine Honda Jazz-ul aia prin faptul că era ibridă, era mai grea, era mult mai grea. Deci s-ar putea... Nu, dacă mă întrebi acum, de exemplu, între această Scala și Honda, Honda e net superioară și ca nu, cum se aude și ca... Pe... La mersul pe... Vezi, fiind mai grea, s-ar putea să aibă niște componentele suspensiei mai solide. Știi? Dar din nou, nu, pavajul ăsta belgian pe care mergem noi pe aici, că am dispărut de prin orașele europene. Europenii și l-au pus prin parcuri, prin zonele astea pietonale, până se plimbă cu caleștile. Noi încă mergem cu căruța pe asfalt. Vezi, acum avem, în asta avem zgomot de rulare, se aud cauciucul ei. E o idee mai în jos de mașina nașului. Da. 4.000 de euro. Nu poți să fii peste mașina nașului, e clar. Clar. Nașul trebuie să aibă mașina mai ok. Ce vibrezi. Deci nu-mi plac sistemele astea de trage volanul din mână, de crede ea că nu știu, deci vibrează. Dar se aud oglinzile, sau și formele astea ciudate. Da, e un gândăcel așa, fac. Oricum sunt mașini care fac bani, nu, de mașină nouă face. Ia zi, Mihai, cu 16.000, ce BMW ți-ai putea lua? Ce BMW? Orice fel de BMW. Orice fel de BMW. Problema este la ce o folosești această mașină, știi, aici e o mașină nouă, te poți baza pe ea la orice oră, te urci în vârf de cheie. Poți să știi că 7-8 ani, exact. Dacă ai grijă de ea, chiar nu bagi nimic dacă o nimerești cum trebuie. Exact. Pe când la un BMW de aceiași bani, bagi poate din prima săptămână bani și tot continui. Asta este diferența între o mașină nouă și o mașină secă. Din nou, cumva nu trebuie pusă în balanța asta mașină nouă contra mașină veche, chiar dacă sunt la același nivel, știi, la același preț. Știu. Tu știi bine de ce tot vorbim noi, pentru că încercăm și noi, măcar cât se poate, să schimbăm din
Da. Ce noi, se poate că nouă ne, ne jură și ne critică și ne spun mergeți cu toate rablele și voi vorbiți de mașini. Care rable, mă? Păi ia să se uită la ultimele... Zic de ale noastre, știi, de ale noastre personale. Păi și ce legătură are una cu alta? Dar nu, știi cine aș întreba? Dacă toată viața ai mers cu mașini noi, știi cumva cum se repară o mașină? Nu, pentru că tu cu acele mașini noi n-ai ajuns niciodată să le uzezi, n-ai ajuns niciodată cu ele în situațiile în care să se defecteze mai rău sau să aibă probleme complexe, să le remediezi. Păi, hai, dacă am fi zis, bă, cumpărați-vă mașini second hand, meritam. Nu, dacă am promovat vânzări, dacă aveam un site de vânzări, aș zice, bă, ați văzut la noi Florecla, poate două, trei mașini ale prietenilor care ne-au rugat, bă, puneți mașina mea că e de vânzare. Dar noi... Asta e... Noi vă prezentăm o realitate a României pe care mulți, poate într-adevăr, că și voi aveți dreptate, poate trăiți la Oradea, poate trăiți la Cluj, da, și poate la București și aveți o altă percepție a realității. Nu e o percepție, e o realitate. E o realitate, acolo, de fapt. Da, s-ar putea ca noi rudele mai sărace. Mai sărace. Bă, și ce să spunem? Ce? Cam apărut că apărăm la televizor. A, da, la... o televiziune din Cluj care de fapt este națională. O găsiți în grila de programe de la RDS, la cred că și la ceilalți, se numește NCN TV. NCN. Nu știm la ce oră, că noi da, nu avem programul, să știm, dar ne-a spus un urmăritor că sâmbătă asta a fost la ora 8. Da. Adică la ora de maximă audiență, ceea ce... Deci căutați NCN TV. Cum? NCN TV. NCN TV. Le mulțumim pe calea asta și lor, da, că au vrut să ne preia materialele. Da, și o să vă anunțăm când știm... O să scriem pe comunitate, da, pe Facebook-urile noastre, exact, că știm exact cum era sau... de program. Păi, hai, mai tragem puțin până ajungem în parcare. Să sărim repede în cealaltă, să-i filmăm computerul. Aha, da, mai rămâneți. Uite, bă, a plecat-o. Eu cred că ne așteaptă. Nu știu de ce am eu feeling-ul ăsta așa. Zici tu? Ne așteaptă stepul, să-l mai analizăm puțin. Eu am o brichetă la mine. Ai o brichetă? Da. Și cred că am și ceva material inflamabil, dar mai bine ți-l dau ție să-l consum. Băi, glumim. Apropo, că sunt unii oameni care... Nu, deci, trebuie să... Știți ce trebuie să faceți? La noi trebuie să vedeți toate episoadele. Cumva exact, au o legătură. Dacă ați dimerit acum, într-adevăr, e posibil să înțelegeți... Da, avea bă cum să nu vină el să ne strice nouă filmarea. Da. Bă, uite ce se strânsă lumea. Păi la urs, vezi? La urs se strânge lumea. Cât sentiment creează o Dacia în oameni. Opa. Da, pentru cum era reclama aia? Pentru țăranul din tine. Gluma. Poți scoate gluma, românul gluma din Dacia, dar nu poți scoate Dacia din român. Este glumițe, o altă realitate. Glumițe. Deci nu lua serios, dragilor, că faceți, e nasul. Da. Se depune la inimă. Aici ne arată 5,8 consumul. Hai repede și la cealaltă. Hai. La asta. 5,8? Da, dar... De la pornire, adică ce am făcut noi acum. Foarte interesant, adică cu aia am mers... Nu. Uite, vezi ce înseamnă pe unde mergi? Exact, cu aia asta. Cu aia am mers în oraș, cu asta am mers în afară. Exact. Bine, cred că este și cu puțin mai grea asta și mai înaltă. Da, și am mers mai... Am solicitat mai mult pe asta. Da, știu. Ce facem? Ne luăm la revedere? Ne luăm la revedere, dar stai așa. Bun. Nu uitați să vă abonați în continuare la canalul nostru. Pe Vlad îl găsiți pe Master of Instagram, pe Cosmin la fabrica de portofele. Nu mă mai întrebați pe mine de portofelele care le face el, că eu nu știu să fac portofele. Și ce vă mai rog, nu mai dați cereri de prietenie, upa, pentru că am 100 de oameni care vreți să fiți prieteni cu mine pe Facebook, iar eu nu am cum să vă mai accept, pentru că domnul Zuckerberg a făcut în așa fel încât să nu fie posibil ca în lista de prieteni să ai mai mult de 5.000. Și am păstrat și eu un 5 locuri acolo, 10, pentru că poate mai împică și mie ceva. Înțelegeți? Dar mă găsiți pe pagina Auto Masterchef, bla bla bla. Cam atât. Sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Bye bye! Bye bye!